Păi, știi care e faza cu captivarea asta YouTube-ului și cum funcționează YouTube-ul? Sunt papula, ce flip am făcut! Mamă, ce l-am dat pe Alex și te-ai dus tu! Tu degeaba filmezi chestia asta dacă tu nu ești un om entertainment și nu știi să vorbești. Oricum tot eu te bat, adică... Băi, ești tu așa sigur? Vezi cum a intrat unul cu noi. Nu, bă, coaie, poate, că tu ești ostul. O să pierzi, atât îți zic. O să pierzi, Armando. Bă, îți zic, simplu, tu ești mai slab decât mine, nu putem... Bă, vedem acum. Am început amândoi în același timp, da? Vreau să te văd cum iei arme. Să zici că ești mai bun decât mine. Tot așa, numai jumate, da? Dar și tu joci numai pe sus. Nu, o jos. Tu! Haide! Să-mi bag pula ce shotgun în gură mi-ai dat. Dar unde te-ai dus? Aha! Aaaa! Tu stai numai la mine, hai că mă duc și eu pe sus, mă! Dar nu să deam pe sus. Nu, că de fapt jucăm cum vrem, dacă acu e care e cel mai bun, poți stai și prin aer dacă vrei. Păi da, și cu hate. Dar oricum eu nu stăteam sus, gen, eu m-am dus sus crezând că tu ești sus. Bă, să-mi bat pula în el shotgun. Tu mai joci cu automat, dar ia să-mi dai direct pe cap. N-are mă legătură. Of, Armando, ești atât de imprevizibil. Până să-ți dau eu mi-ai dat tu. Păi ești imprevizibil, te-am și văzut, dar tu nu m-ai văzut pe mine. Aha. Te stă mai aproape, n-am automat, n-am pistol. Da. Cum îi dăm-o prin ăla? Păi nu ți-e vedeau picioare. Mi-ai dat pe jos, da. iar ai tras? Iar ți-i spawnat pe acolo? Nu, bă, dar tu unde știi unde e automat aia, bă, ca mea? Știi tot pistolul automat joci? Nu, dar și eu cu arma automată, dar nu cu pistolul automat. Vezi că am coborât. Bine. Stai că mi-a schimbat arma! Nu mă interesează! Bă, ce am putut să fiu, bă? Și vezi că nu mai aveam viață, mai aveam 10 HP. Am văzut că am pus arma pe tine. Ce slab ești. Bă, eu nu mă oftic cu aia, când mă bați pe drept să mor dacă mă oftic, nu știu și eu jocul. Păi și cum, vrei să spui că eu pe drept acum nu te bat sau cum? Acum ba da, acum știu și eu, știu și eu. Uite, vezi, mai luat frumos, da, aici nu mă oftic. Bine, stau și un pic chem, hai faza. Cam stai. Da, nu contează. Nu mai stau. Cine se duce sus, arma? Nu mă duc sus, am greșit care ești, nebun, tot în jumătate. Dar du-te sus, da, nu trag. Bă, stai că nu mai viață. De unde tragi? Aha. Hai, Armando. Mamă, dacă aveam shotgun-ul erai mor, dacă aveam shotgun-ul în mână acolo, dar nu m-am gândit. Da. Eram. Erai. Asta, Armando, nu-i problemă. Te găsesc eu. Unde-i prietenul meu urât mirositor, Armando? Sunt bapula. Bă, bune, unde ești? Aaaa! Nu mai ești. Ia dă-ți schimb și arma. Bă, dați puține arme aici. Asta-i de fapt. Da, și eu nu găsesc nici automatul. Nu știu cum ai găsit tot pe ești. Stai că încerc să te omor cu pistolul. Băgameș! Te-am bubuit. Te-ai dus. Mamă, ce spun. De poc, de rău, de poc. Ia, avea alte așteptări, Armando. Mamă, cât de prost tragi cu aia. Iar te-am bubuit. Bă, te omor. Trag eu prost, dar te omor. Bă, fii atent. Hai numai pe jos, dar n-avem voie pe sus. Bine, acum cubur, o secundă. Gata. Hai, ești puteai jos, da? Da. Băgame. Băgame.
10-3, băgame. Mamă, ce glonte ți-am dat. N-am mago. Uf. Nu mai mi-a pagat. Mamă, 17-8 pe Armando, sau mai bine spus 8-17. Vezi că nu era scogul, scogul ăla după ce mori. Nu, mă, e 17-8. 8 pentru mine, gen tu mai ai 8 la viață și eu 17 cum ar veni. De 17 ori să mor. Îmi bag pula dacă te-ai și găsi și nu pai mei fuge. Și ai venit, aha. O dată în mijloc. Oaa, ce mi-ai dat în mufă. Ai fost mai rapid. Mai rapid? Ia de să mai schimb și eu arma. Parcă prea te-am omorât cu shotgun-ul. Băgame! Armando. Uf, multă viață nu mai aveam, dar mamă cum ți-am dat-o, ți-am bubuit creierii. Să-mi bat pula. Ce mă dai spune? Nu, m-am aruncat în apă din greșeală. Bă, nu trebuie să stai prin apă. Eu mă uit după tine, dar nu te găsesc, nu te văd. Ești normal meu. Aha. Mamă, bă, cât de prost trag, mă. Dar mai am de 6 ori să te omor. Hai mai repede dată în mijloc, că-s curios dacă se termină meciul mai rapid. Hai că am vrut eu cu shotgun-ul de acolo să trag. Hai, vino cât mai repede în mijloc, te rog. Sau trage la început ca să se văd pe unde ești. Dă-mi un glonț cum ar veni. Aha, gata. Perfect, deci fiecare dată când murim, trebuie să tragem la început ca să vedem unde ne spawnează. Uite, și acum o să trag eu la început ca să vezi tu unde mă dă pe mine. Te trage. Gata. Mamă, dar nu mai... erai sus cu aia. Păi eram sus ca acolo m-o dat. Buga mea, trebuie să cobor. Bine, te las să mă mor după, dar oricum nu mai e o diferență mare. Ups. Vezi că n-ai tras la început. Am tras cu aia. Mai trage dată. Aha, gata. Prietenul meu urât mirositor. Unde fugi? Nu! Iti ar scârbă. Mar, de trebuie să te omor. Hai mai repede, nu ușor. Mori! Mori că nu mai e viață. Mori! Așa, hai să tragi repede. Nu mi-a sărit, bă. 48, trage. Ai odată, Armando, că trece timpul și mai am două ori să te omor. N-a pus să mă omor. Trage! Dacă ai venit odată în mijloc... Hai, și încă repede, mai vin odată. Trage. Stai așa că nu mă... Așa. Hai că te las. Băieți! Winner de două ori! Și acum Armando ți-am dat-o și mai grav. Eu... 5.000 mi-a dat, băieți, mă. Ia fii atent, Armando, aici. Hai să văd Armando, aici cu un băiat. Mamă, cu carturi, bă, Armando. Te fac. Ia fii atent. Mamă, uite pe tine, te-a dat în față cu aia. Păi știi și jocul că-s mai bun. Bam, primul plecat. Oh, vezi că și Alex a plecat bine, știe să joace. Le joacă după consolă, da. N-are legătură. Eu-ți chemă ca să pleci rapid. A, și vezi că ai ketchup, adică dacă rămâi în urmă o să ne prindi, îți dă boost jocul cum ar veni. Mamă, ce l-am dat pe Alex și te-ai dus tu. Bă, dar tu chiar nu știi să te joci, să mor. M-am dus poze. Eu mă joc din first person. Dar bine că mi-e zice acum. Da, nu contează, că eu le schimb. Ba da, că vezi mai bine. Da, mă, da. Și trebuie să zic eu cum să joci tu cu camera, gen. Eu mă bat aici, bă, cu Alex, bă, e cel mai plictisitor om la. Eu nu mă joc online. Păi n-are legătură online-ul.
E cel mai plictisitor om la... sunt bapula. La GTA. Mereu rămâi ultimul. Mamă, ce... Am sărit după Alex. Ia fii atent, Sara, izita mai rampa. Îi fac locul lui Alex. Bă, ce-mi place la Alex? Când nu se bagă în mine, eu nu mă bag în el. E best player, Alex. Sunt papula, ce flip am făcut. Hai că... Cred că Alex câștigă primul. Te-am spus că e după consolă. N-are mă legătură, m-am dus eu prost. Ba da, coaie, conduci de 1000 de ori mai bine după N-are mă, consolă. M-am dus eu prost. Ce nu înțelegi. Sunt papula. Na, păi deja am rămas în urmă. Nu cred că-l mai ajung. M-am dus eu prost, am făcut eu. Dar poate cu ketchup, poate îmi dă viteză. Păi mie nu mi-a dat nicio viteză până acum. Păi da, că ești prea în spate de aia. Dacă vii și tu mai aproape. Dacă vii mai aproape, îți dă, dar dacă îți place așa să fii pe ultimul loc, nu știu ce să zic. Frumos. Bă, nu e atât de departe, dar e departe. Nu știu cum să explic. Ia atent, iau curba asta periculos. Pun un pic în first person, așa. Da, dacă nu se bușește deloc, n-ai cum să-l mai... Bă, da, oricum, na, cursa e clean. Aici mergeau cursă de aia în 20 de player să fim. Dar vezi că e foarte calmea și în first person. Parcă e curbele mai bine. Sau, nu știu, e un pic mai diferit. Mamă, el o sări deja pe rampă. Ia, hai. Dar și eu. Bun. Nu știu dacă l-ajung, bă. Nu știu. Trebuie să ia curbele mai prost decât mine și poate am o șansă. Altfel nu cred. Dacă ia curbele mai prost. Bă, și-am pus mai să mărcars. Bă, vezi, cuprins așa. Câteva vizualizări au făcut și mai să mărcars. De la ăla ne putem juca și în doi, dar nu-ți place ție jocul, nu să-ți placă. De ce? E, trebuie să-ți construiești o mașină, gen. Mie îmi place, dar să fie realist. Da, de-aia n-ai mai filmat tu The Forest. The Forest nu a filmat că eram singur. Păi ce e gător, că eu m-am jucat cu tine. Că n-ai mai dat cu semn de viață și ai dispărut 2 ani. Mai The Forest tu. Eu mai am, dar nu... Nu, să mai mă joc că nu mai îmi place. Îți dai seama. Mi se pare nașpa. Merge foarte prost, aia e problema. El nu e nașpa ca joc, da zic, dar o dracu de treabă, merge de GTA-ul cu toate pe high, eu nu sunt FPS-uri și mă pun pe The Forest, merge în 30-40 cu toate. Bă, că tu n-ai cum să vede programul toate nebunile. Păi n-are legătură că jocul ăla are 15 giga. Ăsta? Păi n-are cu aia, dar de grafic și ești nebun. Păi n-are legătură. Grafic la ce? N-are nici cea mai mică legătură. Jocul ăsta... Păi eu am în ăsta 300 și eu am 60 fără cu toate păi portale. Da, și de ce? Că e prost optimizat, simplu. Și că e luat fără piratat. Nu are legătură. E pur și simplu prost optimizat, n-are altceva legătură. E făcut bă, prost. Mai jucăm o dată pe ăsta după aia. Vrei să-l dau în mai mulți? Să fie mai mulți playeri? Nu, dar îți spune să fac eu cu tine cursa. Că te bat. N-are mă legătură, n-are nici legătură că am fost trei în cursă. Ai fost tu în spate prea mult. M-a dat înapoi acum. Ce plictisitoare cursa asta, dar am ajuns un pic să-l ajung pe ăla, dar nu cred că pot să-l întrec. Că nu mai e mult din cursă. Ah. Fii atent. Doamne frumos, am sărit aici. Sunt în spatele vostru. Unde bă, în spatele nostru? Pe vă, pe hartă, cu aia. Bă, vedeți pe hartă, dar tu ești la 100 de kilometri distanță. Mamă, dacă era mai mulți playeri, l-am jugeam pe ăsta și tu treceai mai în față că luam ketchup, dar așa, ce să te întrici pe cine, că n-ai cum. Of. Ia zi, și mai știi tu ceva ce să filmăm noi să fie ca lumea? Că mi-ai gândit la ceva? Eu vreau să facem doar cu aia, cum făcea, de exemplu, cu misterii, să mergem pe GTA 1, ai trebuit câte sunt. Să mergem cu oră, să căutăm monstrul ăla, să vedem legenda aia dacă e adevărată, să vedem, știi, alea sunt șmecheri. Ia uite, știi Armando, cum funcționează YouTube. Nu mă, dar astea sunt misterii, de astea să te țină captivat pe om, în misterii, în ceva, știi? Băi, știi care e faza cu captivarea asta YouTube-ului și cum funcționează YouTube-ul? Pentru a face aceste lucruri și pentru a fi captivat, să te uiți la ele, depinde omul care filmează.
tu degeaba filmezi chestia asta dacă tu nu ești un om entertainment și nu știi să vorbești, nu știi să comunici cu oamenii într-un anumit fel încât lumea se uită la tine. Ca așa poate să vină oricine și să filmeze, că nu fi noi singurii care am făcut asta, mai sunt alți oameni care au făcut asta, dar pur și simplu nu o să ne prindă nouă că noi nu suntem genul ăla de a face lucrul ăla. Noi, tu, în primul rând, trebuia să postezi mult mai multe videoclipuri. Pentru că dacă tu filmezi și postezi videoclipuri, cum să zic eu, îți dai drumul la dicție, la vorbă și înțelegi cum să vorbești, cum să comunici cu lumea, ce cuvinte și ce chestii să spui. Și după e mult mai captivant când se uită. Păi dacă eu mă uit la primele mele videoclipuri în care am postat eu, îmi vine să vomit. De-abia vorbeam odată la un minut. Ce nu mai zic de editing. Ai problema că tu nici n-ai mai editat. Mamă, l-am întrecut pe ăla. Sau... Pe mine mai întrecut. Au, ce prost ești în urmă cu mult. Unde cu aia că eram pe 2? Ești în urmă cu un lap întreg, că te-am ajuns. Tu gândești că noi te-am ajuns din urmă cu un lap. Tu ești în urmă cu mult. Ești în urmă aproape cu 2 minute. Asta e, Armand. Sunt bapula. Bam, un băci sus în față. Sunt în spatele tău, eee, m-am bușit. Nu, ești în spatele meu deloc, tu ești cu un lap în urmă în spatele meu. E cu un lap, dar totuși eram în spatele tău. Ia uite, terminat ăla. Mi-a plăcut cum a jucat domnul, o știu să joace. Cartul aici pe fundal. Mamă, mamă. Și drift. Ce? Bine băieți, mulțumesc că... Nu stai. Mulțumesc mult că v-ați uitat, dați și voi acolo un mic like aici cu Armando după 2 luni, ce n-am mai auzit de... N-a vrut să mă joci cu mine. Da, ăla e adevărul, n-am mai vrut să joc cu Armando, dacă vă arăt Discord-ul, sunam în continuu. Dar nu mai contează. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!